Gianfranco încearcă să-și găsească loc, vine centrarea către el și atenție, la această fază e penalti. E lovitură de la 11 metri, se bucură, parcă ar fi înscris deja cei de la Șepși. Opruț cu o imprudență în acest duel, iată, de la colțul lung. Nu mi se pare fault. Nu mi se pare fault, mi se pare că Opruț are totuși prin planul. Mi se pare un duel corp la corp. E adevărat că e o împingere reciprocă, dar e cam ușor dat acest penalti. Vajvari, specialistul loviturilor de la 11 metri, abia intrat pe teren. Minutul 64 va fi minutul 65. Gabriel Vajvari execută și înscrie 2-1 pentru Șepși. Introducere inspirată a lui Vajvari. Foarte bine bate acest penalti cu mult calm.